Cei care au trecut duminică seară pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnul Severin în zona sălii polivalente au avut parte de un peisaj cu totul neobișnuit. În mijlocul orașului, doi cai pășteau liniștiți. Inconștiența anumitor deținători de animale de a le lăsa nesupravegheate pe domeniul public poate avea consecințe deosebit de grave atât pentru cetățeni cât și pentru circulația rutieră. Este și cazul numitului CS de 36 de ani, care a lăsat nesupravegheate pe domeniul public două cabaline, acestea fiind depistate de către polițiștii locali pe timpul exercitării serviciului pe zona de responsabilitate. A fost identificat proprietarul animalelor, acesta fiind sancționat cu o amendă în cuantum de 100 de lei. Totodată s-a dispus și ridicarea cabalinelor, acestea fiind depozitate în spațiul special amenajat de pe serpentina Roșiori. Așadar, jungla urbană se îmbogățește cu noi specii. Doar că, deși este un tablou care i-a amuzat pe mulți trecători, situația în sine pune în pericol atât siguranța șoferilor, participanți la trafic, a cailor și chiar a pietonilor care au circulat prin zonă. Cei care au de gând să mai recurgă la astfel de fapte trebuie să știe însă că amenda este drastică. Atragem atenția acestor deținători de animale că, în conformitate cu legea 61/91, precum și a hotărârii de Consiliul Local numărul 220/2011, aceste fapte de a lăsa nesupravegheate în libertate animalele se sancționează cu amendă în cuantum de până la 1000 de lei. Rugăm cetățenii pe această cale, dacă se sizează astfel de situații, să fie semnalate la dispeceratul nostru al poliției locale la numerele de telefon 0252 311 863 sau 0252 312 842. Nu este pentru prima dată când zona centrală a Severinului cade pradă altor specii urbane decât cele obișnuite, gen câini, pisici sau poate câte o găină. Tot în zona blocurilor, anele din Severin își fac periodic apariția și porci care pasc în voie spațiul verde.